Hai, bă, hai că vine ursul, bă, hai repede, bă, bă, ursul, bă. Bă, fraților, ia uitați, asta e cea mai tare captură din viața noastră posibilă. Bă! Bă! Ce-a prins un căprior fără pușcă. No, ăsta vânător exclusiv. Și acum ne-am gândit noi mai bine. Ia uite. Ce faci? Băi, ce faci? Introducerea la vlogul ăsta vă face Nero, ia uitați câtă energie are. Și Benny, care s-a scris la emisiunea Bravo ai stil, după cum îl vedeți. Băi, stai să-ți vedem stilul un pic. Hai, stai așa. Deci, cizme de cauciuc, pantalon scurt și geaca lui bunicul, pasvante, chiorul. Ești barusan, adevărat. Băi, vai. Și fratele nostru pe spate, bineînțeles, Freddy. Fraților, după cum vedeți, am venit de la mare direct la munte. Am schimbat aerul radical. Eu pe Beni. Bă, 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 ce da, faci? Bă, stai că pe scar, băi. Ia. Bă, poate mă zile, stai. Bă, 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 bă. Hai, bă. Nu vreau asta. Asta n-are chef de tine, Beni. Bă, n-ai chef de Beni. Hai, merge, hai. Ciucalu. Lasă-l că n-are chef. Hai să mergem încolo. Am urcat un pic la oițele noastre aici, la munte. Să vedem dacă mai supraviețuiesc, dacă mai au iarbă. Dar cred că au, pentru că au fost ceva ploi. Îl lași pe Beni cu mine și după cum vedeți, l-am îmbrăcat de nota 1000, ca de obicei. Nici ca de la Versace, bă, mai bine. Ce, mă? Chanel. Hai, mă! Ați întrebat foarte mulți în comentarii dacă Beni s-a întors la noi acasă. Nu s-a întors la noi acasă, a venit doar în vizită, pentru că e în vacanță. Ursulero! Veni să luăm de care pătrățele. Și pieptea să te vedem. Bă! John Cena, ești direct. Stai altceva. Dar acum ai dau un test. Trebuie să urcăm pe aici. Fii atent care ajunge primul la copac. Ce vreau, 5 mai 42. Care ajunge primul la copac, câștig 1 milion. Ce zici, facem? Bă, cu frat startul ăsta. Te-am luat! Hai bă că n-am ajuns, hai! Până tu da... Bă, dacă te dai bătut, nu mai facem. Uite copacul e acolo, n-am ajuns încă. La care bă? Așa. La mare? La ăsta mă. Hai ia-ți-o vânt să te văd. Trebuie să-ți dau. Ai trișat, mai țin de picior. Nu contează. După cum vedeți, nu respira, pe acolo că te răcești. S-a lăsat frigul aici la munte. Și ceața nu se vede foarte bine. Eu mă fac că-s negru. Și eu nu sunt, uite-mă, că și-am fost la mare. Ia să vedem care e mai negru. Care e mai negru între noi? Eu, mă. Și că suntem frați, mă, ești, mă. Brazilien. Greu la deal cu băie mici. Îl prezint și pe cel mai șmecher cioban. După, am cioban după stil european. Sebi. Cum ești pe TikTok, Sebi? 1, 2, 3, 4. Dați follow la Sebi, 1, 2, 3, 4, să vedeți acolo cel mai șmecher cioban care a existat în țara Hațegului și nu numai. România. Vrei și tu reclamă? Eu nu vreau reclamă. Păi ce nu mai poți să faci reclamă? Că ți-ai pierdut și telefonul și Instagram-ul. Mi-a cumpărat acesta telefon, și mai când iPhone 12, l-o spart. Șef, că l-ai vândut sau? Nu mai spart. L-ai spart și mai mere, a? Nu. Las că stă mai bine fără telefon aici, în natură. Nu mai bate nimeni la cap. Da. Sunt și pe doamnele oi. Sunt curate ca lacrima, le-a spălat ploaia. Albe, frumoase, grase. V-am zis că am cioban bun. Ia uitați ce bine arată oile. Și mie se prezintă bine. De data asta, fără amendă, nota 10, domnul cioban Sebi. Și atunci n-a fost cu intenție să iertat amenda. Bă, dar ce mi-a zis? Ce mi-a zis Beni? Că ați văzut ursul? N-a din parte de două. Serios? N-am mai mic văzut, bă. A zis că a fost. Dar nu a venit să ia nimic, nu? A strigat la el. Am zis, gata. Și cred că venea aici, de-am o stângă. Seara asta... Seara asta să vină ursul la noi.
de ale lor. Bă, nu mai chinui. Bă, ce-mi place când le văd așa curate. Așa da, domnul Sebi, îmi place, meseriaș. Am 300 de mioare și ciobanul e șmecher tare, da. Și Beni în urma lui e spaima județului, da. Hai, Iuri, vine aici. Uite mielul ăla. Ce căl, cum îl cheamă? Leana. Cum îl cheamă pe miel? Leana. Leana? E mială? Ai botezat-o? Ai și pe Geta? Păi cum l-ai botezat după Leana și Geta? Și un berbec după mine, n-ai pus? Ai mare nume, trebuie să după eu. Dar și pe culiță, bă. Ma... No, Beni, ai prins pe unul exact ca și tine. Și ca și mine acum. Ia vezi, berbec sau o mială? Mială. Păi de cum ți-ai dat seama? Ia să vedem. Păi știu, man. Ia arată să vedem, cum ți-ai dat seama? Păi uite. La unde, unde te uiți tu să dai seama? Jos, bă, jos. La ce te uiți? Stai să nu-l chinui. Pune-l așa ușor, așa, pune-l pe spate cum te-am învățat. N-are mă nimic. Așa. Nu, ce e? E mială? E mială. E mială, ai dreptate, stai drumul. Auzi melodie. Când eram odată tânăr, când eram odată tânăr, îmi purtam țolul pe umăr, mă. Hai, hai, hai. Pălăria pe ureche și n-aveam pe munți perechi. Dă-i, dă-i. Și cântam printre brădui învârtit adorul. Da, 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 da. Eu nu știu, numai, cum se spunea? Care? Sus pe deal, doar ce mândra fân cu furca, mă. A, mă, sus pe dealul de la urca. Da. Mândra întoarce fân cu furca, aici o pus-o da. Geta pe TikTok, nu? Da. Na, hai, cum era ritmul, că nu mai știu. Sus. Păi chiar cântă, că nu mai știu. Da. Hai, mă, ți-e rușine acum de mine. Sus. Hai, mă, eu că e rușine că el cântă mai mult hip-hop, nu mai popular cu astea. Sus, pe dealul de la urcă la... Aoleu, că e colindat. Ce ai, bă, ca să-i mușcă, bă? Așa zic că vrei să faci cântăresc ca și culiță. Du-te! Nu cred că tu! Ia, te-au zis. Nu mai știu cum e lea melodică. Sunt faine, zbos grase, îmi place de ele. Bine, s-au gățat din să zici, fac. Hai, Beni! Hai, bă! Hai că vine ursul, mă! Hai, repede, mă! Bă, ursul, mă! Se pare ceva? Fă-mi schema aici, s-a arătat Robi, bă. Care? S-a arătat Robi, aha, mi-era. Americană. Știi ăsta, poate să rupă mâna, că vrea, șmecher. Învăța Robi, bă, taie. Hai, pune-mă jos. Dacă mă pui jos, dau un milion. Oricum te-ai zis, n-ai unul, bă. Păi zi, mai dau unul. Nu pot până, lasă-mă, bă. Aaa, bă, bă, vreau ușor să dai, bă, tu nu-mi place. Bine. Pune-o, ce fain, fii așa. Super, bă, acum. Leana e acolo și? Acolo e Geta. Acolo e Geta? Asta e Geta? Da. Fără un corn? Ia asta. A, mieluță, am crezut că oaia asta fără un corn. Să ne vedem aici. Trebuie să prind masculul alfa acum. Berbec mare. Nu se
burcă și chiopsă, văd dacă e cam la... Cuști, 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 bine, stai cu ăștia. Uite cum are că unul crescut de nu mai vede bine cu ochii, vezi? Hai bă, uite aici. Fii atent că crescut cu unul. Trebuie să le distanțăm un pic. Este distanțator de la așa, e? Uite-te. Nu mai stai, uite, l-o dacă te urci pe ăsta. Cu ăsta înclinat, așa e? Da. Cum vrei să te urci în picioare? N-ai cum. Tot așa cu mâinile ca prima dată, așa pe el în sus. Așa. Bă, Benny ar fi bun la Survivor, ia uitați-l. Și că e maimuța Cita. Bă, bravo, bă! Bă, gata, bă, ajunge, bă! Bă, dilăule! Bă, ce crezi cu nebun? Bravo, bă! Cade! Nu, no, vai ce sus, să-ți urmezi? Păi și eu mă strâng până acolo. Te-a luat un pic. Păi vrei să vezi că mă strâng mai aici? Da, să nu te mai știi tu, că te-a trezut la spital. De astăzi încolo, nu mai vreau să-i spuneți Benny lui Benny, vreau să-i spuneți Mowgli. Păi, ia uitați-vă. Ce fac, bă, Mowgli? Stau. Cum te-ai cățărat acolo? Ușor. Ușor, așa-i? Și de dat jos, cum te dai jos? Stau. Cum să sari, bă, de acolo, nebunule? Da, mă, frumos, să vină smurdu că elicopterul după tine. E 5 metri până acolo. Nu sări, nu sări pe bune că te lovești, dă-te ușor. Dacă sari, mă supăr. Bă, nu sări, bă. Așa, așa. Mai dă-te o treaptă. Mai, mai. Acum lasă-te mai jos și după aia poți să te lași. Ia uite-l, bă, că știi ăsta. Tarzan. Bravo. Bă, câțiva frigi, bă. Bravo, bă. Dacă culești niște mere de aici. Ce mere, bă? Mere, bă, era o mere pe vârf. Tu te mai sui odată și adun și mie niște mere. Nu, mă. Și mere și nuci de cocos acolo pe vârf. Am glumit, bă, hai. Băi, bravo, gata, lasă-mi jos, că e greu. Yo, bă, ce fibră are ăsta pe el, bă. Bă, ești că ești John Cena, tu. Pe următorul meci cu tine îl fac, bă. Ovidiu, pe strână. Noi doi. Tu versus mine, facem? Da. De următorul meci în cușcă l-am cu Benny. Bă, ăsta e periculos, mă, Benny, ăsta. M-am prins în ghilotina acum. Bă, ce te-a învățat pe tine mișcările astea? Robi! L-ai învățat pe ăsta și le aplică pe mine, Elen. Te-am prins? Poduși, Edgarii! Bravo! Bă, știi ăsta, bă! No. Provocare. Stai, desculți, poate faci cum ai ți-l scapi peste picioare. Ai grijă, bă, nu-ți dai peste picioare. Eu? Hai să-ți văd talentul. Forță, tati. Păi și dacă dau pe mijloc, te rupe? Nu, dai mai într-o parte, că e gros. Așa, acolo. Dă-i. Bă, bravo, bă! Pare forță, Mowgli. Nu, da? Îmi spui tu când te plicăsești. Lăsă-mi cadă jos. Da, să-i dau și eu, Benny, că se rupe coada imediat și n-avem niciun lemn de foc. Doamne, îți deveni, poate nu poți să-l crezi nicio. Păi nu l-ai în cap. Ia să vedem ce e aici, aghiță.
Mamă! Bă! Nu, care nod? Ma. Bă, vezi, bă! Cână, bă! Potențial în cap. Aha. No, ăla da, au făcut sebe aici, foc haiducesc. Și Tarzan sunt de culeagă, nu? Bă, hai să-ți fac vânt să te arunc în pădure, vrei? În prăpastie. Ia ochii de prăpastie aici. Dă-i, Beni, tare și aruncă-te. Dai, bă, că am glumit, bă. Bă, stai că poate să rupe lanțul ăla și te duci sanie pe acolo cu patul la vale. Bă, fraților, ia uitați, bă, asta e cea mai tare captură din viața noastră posibilă. Bă! Vezi, nu uite, bă!